Vorbesc așa pe scurt despre câteva produse. Pe scurt, pe bune. Că vreodată te vorbești pe scurt despre ceva. O mică bâlbă de început. It's ok. It's ok. Ceva păcăne afară. Ventilatorul se aude. E ok. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana. În videoclipul de astăzi vreau să discut un pic cu voi despre câteva produse de îngrijire și un produs de machiaj. De fapt, este cam 2 în 1 și îngrijire și machiaj. Câteva produse pe care eu le folosesc de ceva vreme, pe unele dintre ele cred că le folosesc de mai bine de o lună. Le-am tot încercat, le-am tot testat și pentru că nu vi le-am arătat prin alte videoclipuri, m-am hotărât să fac un videoclip doar cu ele, să vă spun părerea mea despre aceste produse. Iar dacă voi l-ați folosit, dacă voi știți ceva despre aceste produse, vreau în zona de comentarii să-mi spuneți părerea voastră, sunt curioasă să văd care a fost experiența voastră cu aceste produse. Știți că am un ten mixt cu probleme în zona T, pori dilatați, puncte negre, sebum, nu mai zic, și mereu caut produse care să funcționeze pentru tipul meu de ten. Știți că am și pete pigmentare, am aici sub ochi și aici în zona nasului, care nu se văd la cameră pentru că sunt și machiată, nu stau în cameră la milimetru, nu se văd chiar atât de bine la cameră, dar ele există, sunt acolo. Și la fel caut produse care să mă ajute la diminuarea petelor pigmentare. O să încep exact cu un produs pentru petele pigmentare. Este un produs pe care cred că vi l-am arătat într-un haul și știu că m-ați întrebat la un moment dat dacă acest produs funcționează. Cred că despre el m-ați întrebat, nu mai știu exact, dar parcă am citit un comentariu de genul acesta. Este vorba despre acest serum de la The Ordinary, Alpha Arbutin. Acest serum conține și acid hialuronic. Este un produs pe care îl folosesc de foarte multă vreme, adică mai bine de o lună și pot să spun că acest produs mie îmi place și mi se pare că funcționează. Rezultatele nu au fost imediate, adică nu am obținut rezultate după primele 2-3 utilizări, după primele 2-3 zile. Rezultatele au apărut în timp, dar au apărut și chestia asta mă bucură. Vreau să vă spun ce scrie și pe ambalaj, ca să știți așa în mare la ce trebuie să vă așteptați din partea acestui produs. Alpha Arbutin 2% plus acid hialuronic The Ordinary. Alpha Arbutin reduce aspectul de pete pigmentare și de hiperpigmentare. Este folosit la o concentrație mare de 2% față de conceptele standard și este susținut de ultima generație de acid hialuronic. Alpha Arbutin are efecte mult mai puternice față de arbutin simplu sau de beta arbutin. Mod de folosire, se aplică 3-5 picături pe față, dimineața și seara. Se folosește protecție solară pe timpul zilei. Eu am folosit acest produs seara, nu l-am folosit și dimineața, l-am folosit doar seara pentru că, deși am folosit protecție solară și folosesc în continuare și folosesc cam tot timpul anului protecție solară, nu am vrut să-l folosesc și dimineața pentru că m-am gândit cumva că tenul meu ar putea deveni un pic mai sensibil și, nu știu, nu am vrut să-mi asum acest risc, dar probabil spre toamnă, iarnă, când razele ultraviolete nu mai sunt chiar atât de puternice, probabil că o să încep să folosesc acest produs și dimineața, nu doar seara. Ideea este că produsul chiar și așa pentru mine a funcționat, petele mele s-au diminuat, nu au trecut în totalitate sub nicio formă, dar cu siguranță aspectul de hiperpigmentare s-a diminuat. În cazul meu, cel mai bine ar funcționa un peeling chimic, asta am fost sfătuită să fac. Am zis că nu sunt dispusă momentan, cel puțin, să fac un peeling chimic. În cazul unui peeling chimic, petele mele pigmentare vor dispărea, așa că folosesc fel și fel de astfel de produse care mă ajută să cumva să țin sub control petele pigmentare și să le diminuez aspectul. Acest produs pentru mine chiar a funcționat, petele mele sunt mult mai puțin vizibile decât erau înainte. Toată vara am avut grijă să folosesc protecție solară, am folosit 50+, ați văzut cam ce produs am folosit pentru că am făcut videoclipuri pe această temă. Și nu s-au extins petele pigmentare, nu mi-au apărut altele, chiar sunt mulțumită, acest produs m-a ajutat, așa că dacă aveți o astfel de problemă și cam știți cauzele și vreți să folosiți un serum, vi-l recomand pe acesta de la The Ordinary. Ideea este că nu vă așteptați la rezultate imediate, trebuie să aveți răbdare și ele cu timpul ușor-ușor se vor diminua. Merg mai departe, am două produse de la Dermagor. Dermagor este un brand de dermatocosmetice, așa cum este La Roche-Posay, Aven, Bioderma, etc. Am găsit aceste produse în farmacia Tei. Nu știu dacă se găsește și prin alte farmacii pentru că nu am stat să caut, dar din ce am văzut, le-am căutat pe Google, din ce am văzut cam doar prin farmacia Tei se găsesc și majoritatea produselor, de fapt, pe care vi le arăt sunt cumpărate din farmacia Tei. Nu este un clip sponsorizat de farmacia Tei sau ceva de genul acesta, doar că eu merg destul de des acolo pentru că au foarte, foarte multe produse de la foarte multe branduri
Și ce-mi place cel mai mult este că au prețuri super bune. Vă las în bara cu descrieri link-uri pentru fiecare produs pe care aici vi-l arăt. Au și magazin online și vi le puteți comanda și credeți-mă, cu tot cu transport, în cazul în care intervin și costuri de transport, cumpărați produsele la un preț mult mai bun decât dacă vi le-ați cumpărat de prin altă farmacie. Așa că, da, de aceea îmi place să merg în farmacia Tei. Revenind la produsele de la Dermagor, mi-am luat în primul rând această mască din gama Matiderm. Este o mască purificatoare. O să vă citesc un pic ce scrie pe spate și apoi vă spun părerea mea despre acest produs. Matiderm, mască purifiantă pentru pielea grasă, matifiază și reglează excesul de sebum. Conține Asebiol BT2, complex de proteine sulfurate și vitaminele B, care reechilibrează activitatea glandelor sebacee, alantoină, care calmează, oxid de zinc, amidon din grâu și argilă albă, agenți naturali și absorbanți, agenți de calmare și emoliere. Se aplică uniform pe pielea curată și uscată, evitând conturul ochilor și al buzelor. Pentru o curățare profundă se aplică masca o dată de două ori pe săptămână în strat gros, se lasă să acționeze 10 minute, apoi se clătește cu apă rece. Pentru o luminozitate rapidă a tenului se aplică într-un strat subțire, se lasă să acționeze 3 minute, apoi se clătește cu apă. Folosesc această mască de două ori pe săptămână, o aplic într-un strat mai gros, în special în zona T, o las să acționeze undeva la 10-15 minute. Nu-mi usucă tenul, chiar dacă stau mai mult cu ea pe față, nu-mi usucă tenul și se dă foarte ușor jos cu un prosopel umed, imediat se curăță masca de pe față. La început când am folosit-o, mi s-a părut că n-ar funcționa, dar mi-am dat seama că masca funcționează și am văzut ceva îmbunătățiri în ceea ce privește aspectul tenului meu, în special în zona T, unde am pori dilatați și puncte negre. M-am ținut de această mască, adică am avut grijă să mi-o aplic de două ori pe săptămână, așa cum este recomandat și să respect exact indicațiile lor. Și pot să spun că sunt mulțumită de rezultate, este o mască ce funcționează. Mi-am cumpărat-o pentru că mi-am cumpărat crema din aceeași gamă și am vrut să am încă un produs din această gamă, un produs complementar cremei, într-o oarecare măsură. Și am ales această mască și produsul chiar îmi place, curăță destul de bine, matifiază, e ok masca. Nu mai știu cât a costat, dar vă las în bara cu descrieri link-uri și găsiți acolo și prețurile. Trec mai departe la cremă, este din aceeași gamă Matiderm, după cum v-am spus. De fapt, m-am dus în farmacia Tei după această cremă și mi-am luat și masca pentru că am văzut că aveau mai multe produse acolo și am zis hai să iau și masca. M-am gândit că vor funcționa mult mai bine împreună decât dacă îmi cumpăr doar masca sau doar crema. Vă citesc ce scrie pe spate și apoi vă spun părerea mea despre această cremă. Matiderm, cremă purifiantă pentru pielea grasă, matifiază și reglează excesul de sebum. Proprietăți: activ seboregulator brevetați, matifianți și corectori, agenți absorbanți, agenți emolienți și calmanți. Pielea devine netedă, matifiată, porii se strâng, pielea își recapătă echilibrul. Formulă non-comedogenică, fără parabeni. Mod de aplicare, se aplică uniform pe față și pe gât, nu lasă film gras, efect matifiant imediat și de lungă durată. Ei bine, ce pot să vă spun despre această cremă? Nu mi se pare că funcționează mai bine sau mai prost decât oricare altă cremă matifiantă pe care eu am încercat-o, cel puțin din această categorie a dermatocosmeticelor. Într-adevăr, nu lasă un film gras pe față, dar nu pot să spun că matifiază cine știe ce, nu pot să spun că diminuează aspectul de pori dilatați, nu mi se pare că reglează foarte mult sebumul. Nu știu, este o cremă ok, este o cremă ce funcționează decent pentru mine, cel puțin. Efectul nu este unul wow, mă așteptam să facă mult mai mult decât face, dar din păcate nu. Îmi place mult mai mult crema de la Fresiderm, crema aceea chiar este matifiantă, chiar matifiază tenul, aceea îmi place mult mai mult decât aceasta și, nu știu, mă așteptam aceasta să funcționeze mult mai bine. Este posibil, pe de altă parte, această cremă să funcționeze mai mult în profunzime decât la suprafață, pentru că am observat atunci când mi-aplic crema pe față, cel puțin în prima săptămână, în primele două săptămâni, am observat că după ce mi-o aplic pe față, în zona T, mai ales în zona T, îmi apar așa pe ten mici probonele, ca și cum aș fi transpirat, ceva de genul acesta. Nu era ca o reacție alergică, pentru că nu simțeam căldură la nivelul tenului, nu simțeam că mi-arde fața, nu mi s-a înroșit tenul de la această cremă. Pur și simplu, în zona T, după ce mi-aplicam produsul, observam așa mici probonele. Cumva mă gândesc că scotea la suprafață sebumul, excesul de sebum, habar n-am, s-ar putea să vorbesc prostii, dar asta a fost senzația mea și la asta m-am gândit când am văzut acele mici probonele după ce mi-am aplicat crema. Dar nu pot să spun că pe parcursul zilei tenul meu a fost mai ok decât era înainte să folosesc această cremă. Nu pot să spun că nu am mai avut probleme cu sebumul sau că sebumul a apărut mult mai târziu decât în mod normal.
Nu știu, o să continui să folosesc produsul, dacă voi l-ați încercat sau dacă știți pe cineva care a încercat această cremă, vreau să-mi spuneți în comentarii experiența voastră, dacă v-a plăcut sau nu, pentru că sunt chiar curioasă să vedem dacă această cremă a funcționat pentru cineva. Bun, cam asta a fost cu produsele de la Dermagor, merg mai departe pentru că mi-am cumpărat de la La Roche-Posay un produs care a apărut, cred că, luna aceasta pe piață. Este vorba despre acest spray Serozinc. Este un produs nou pentru România. Cred că prin străinătate este de foarte multe vreme apărut acest spray și știu că l-am văzut prin videoclipurile fetelor din Anglia, dacă nu mă înșel. Și eram foarte, foarte curioasă de acest produs și îmi doream foarte mult să-l încerc și, în sfârșit, a apărut și la noi. Vă citesc ce scrie pe spate, apoi vă spun părerea mea despre acest produs. Serozinc, soluție de sulfat de zinc, purificatoare și calmantă, indicații, toner astringent pentru tenul gras cu tendință acneică, calmează senzația de arsură cauzată de lama de ras, curăță iritațiile superficiale ale pielii. Mie acest spray îmi place super, super mult. Îl folosesc, într-adevăr, în loc de toner, după ce mă demachez, folosesc acest produs, mi-l aplic pe față și las așa ușor să intre în piele și să se usuce pe ten. Nu vin cu o dischetă de machiantă ca să-l șterg. Folosesc acest spray și pentru a-mi fixa machiajul. De obicei folosesc apă termală, dar am renunțat un pic la apa termală pentru că am vrut să încerc acest produs. Și îmi place foarte mult. Într-adevăr, simt că are acel efect astringent, pentru că după ce mi-aplic acest produs pe față, simt așa un pic cum pielea mă strânge și mi se pare că mă ajută un pic și cu sebumul, adică tenul meu parcă nu mai este chiar atât de lucios în zilele în care folosesc acest produs. Tenul meu mi se pare că arată o idee mai bine. Chiar îmi place acest spray, eu vi-l recomand, îl puteți folosi în locul apei termale sau dacă nu folosiți apă termală, încercați acest produs, mai ales dacă aveți un ten mic sau gras, dar îl puteți avea în casă oricum pentru că are multiple întrebuințări, nu trebuie neapărat să aveți un ten gras ca să folosiți acest spray, îl puteți folosi după epilare, nu l-am folosit încă după lama de ras, pentru că de obicei folosesc apa termală după lama de ras pentru a-mi calma un pic pielea, dar cred că data viitoare o să încerc acest produs să vedem cum se comportă. Acesta este un produs nou apărut pe piață, mie îmi place, vi-l recomand și dacă l-ați încercat deja, vreau să-mi spuneți în comentarii vouă cum vi se pare. Și trec la ultimul produs din acest videoclip. Este vorba mai exact despre această cremă de la Gerovital din gama Stop Acne, cremă CC matifiantă. Este un produs pe care l-am primit în cutia de la The May din această lună. Dacă ați văzut unboxing-ul, ați văzut și această cremă. Oricum intenționam să-mi cumpăr acest produs pentru că mi s-a părut un produs interesant, am văzut că scrie pe el matifiant și am zis vreau să-l încerc, așa că m-am bucurat că l-am primit în cutia de mem. Bun, de obicei eu nu folosesc BB cream-uri sau CC cream-uri, acesta este primul CC cream pe care îl folosesc, dar cum am spus mi s-a părut un produs interesant, vă spun părerea mea despre el, dar înainte vă citesc ce scrie pe ambalaj. Este o cremă cu multiple beneficii ce combină proprietățile unui produs de machiaj cu cele ale unui produs de îngrijire specific tenului gras. Crema matifiantă maschează imperfecțiunile tenului acneic, acoperă și uniformizează instant culoarea. Ei bine, da, mi se pare că este o cremă matifiantă, chiar matifiază, uniformizează într-adevăr culoarea tenului. Nu pot să spun că maschează imperfecțiunile, adică tot trebuie să vii cu puțin concealer. Și eu nu am cine știe ce imperfecțiuni pe față, dar acolo unde a fost cazul am venit cu puțin concealer. Dar pe ansamblu tenul arată destul de bine, într-adevăr are un efect matifiant această cremă, setată cu puțină pudră chiar rezistă super bine pe parcursul zilei. Este un produs care îmi place, un produs pe care vi-l recomand, eu am fost mulțumită de rezultate. Este un produs foarte, foarte ușor de utilizat, nu trebuie neapărat aplicat cu un burețel sau cu o pensulă, poate fi aplicat și cu mâna, se întinde foarte, foarte frumos. Ce nu-mi place mie la acest produs și ar fi cam singurul minus pe care l-am găsit până acum, cel puțin, este nuanța. Această cremă nu vine în mai multe nuanțe, este într-o singură nuanță și nuanța aceasta este prea închisă pentru mine. Acest CC cred că vine de la Color Correcting și cumva nuanța ar trebui să se adapteze la nuanța tenului. Pentru mine produsul este prea închis și este o diferență între față și cât și decolteu. Totuși este un minus peste care pot să trec, adică nu este ceva care să mă deranjeze atât de tare încât să nu mai vreau să folosesc produsul, pentru că produsul în sine îmi place și funcționează. Ei bine, cam asta este părerea mea despre acest produs. Mie îmi place produsul, funcționează, se așează frumos pe față, nu trebuie folosit neapărat cu o pensulă sau cu un burețel, se întinde foarte repede și foarte ușor și cu mâna, se așează frumos în zona porilor dilatați, nu mi se pare că îi scoate în evidență sau că se așează urât prin pori și se creează mici aglomerări de produs. Chiar îmi place această cremă, singurul minus fiind
nuanța, dar în fine este ceva peste care pot să trec pentru că produsul în sine își face treaba. Produsul este din gama Stop Acne și mă gândesc că acționează și asupra coșurilor, poate grăbește vindecarea. Nu vă pot spune acest lucru, nu vă pot spune dacă funcționează din acest punct de vedere pentru că nu am avut coșuri și nu am avut cum să testez această proprietate, să zicem, a produsului. Dar dacă voi ați avut produsul și ați avut și ceva coșulețe acne, îmi spuneți în comentarii dacă a funcționat și dacă a grăbit vindecarea, nu știu. Vreau să știu și părerea voastră despre acest produs. Și cam acestea au fost produsele pe care eu le-am folosit în ultima vreme. În ultima vreme însemnând cam de 2 luni. De 2 luni cred că folosesc serumul de la The Ordinary. Restul produselor sunt cam de 1 lună, 1 lună și ceva intrate în rutina mea de îngrijire. Majoritatea sunt produse care îmi plac, cu semne de întrebare fiind crema de la Dermagor, dar rămâne de văzut pe viitor dacă este o cremă care a funcționat sau nu. Dacă ați încercat aceste produse, deși am spus pe tot parcursul videoclipului, dar dacă le-ați încercat, vreau părerea voastră în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dacă vreți să mai fac astfel de videoclipuri, aștept de la voi un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți pe toate rețelele social media cu ID-ul Chicken Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!